dragii mei, dintr-un loc cu istorie spirituală, din Nepal, din creierul munților Himalaya, din jurul unui lac care se numește Tilicio, care este cel mai lacul la cea mai mare altitudine de pe planeta Pământ, la 5.000 de metri suntem acum, vă dau 5 tehnici, metode sau secrete pe care le veți dobândi dacă mergeți la munte și ce o să aflați dacă faceți munții ăștia mari ai României, că avem munți foarte frumoși în România, sau chiar ai lumii, pentru că e un proces foarte mare de autoeducare, de disciplină. Așadar, aici, în mijlocul munților Annapurna, care sunt între 7500 și 8000 de metri, lacul Tilicio, care este un lac cu apă pură, de acolo din acel ghețar se scurge apa, m-am gândit la voi și m-am gândit să vă dau cu dragă inimă câteva lucruri care m-am gândit la ele în timp ce urcam până aici. Suntem la 5050 acum. Dar să intre intro. Așadar, dragii mei, am pentru voi 5 metode pe care le veți dobândi voi dacă mergeți la munte. Oricare munte vă va da următoarele lucruri. 1. Muntele te disciplinează. Muntele îți dă, te autoeducă, te disciplinează într-o manieră extrem de simplu, pentru că ai oră de culcare, oră de mâncat, oră de mers, oră de efort, oră de urcat, oră de vorbit. Totul este într-o manieră de, pentru că este un efort foarte mare. Când urci la munte, ai nevoie să te disciplinezi, să nu bei alcool, să vorbești nenecesar, să nu faci lucruri care nu au de-a face cu muntele, să-ți păstrezi energia ca să ai efort să ajungi la orice înălțime vrei să ajungi și să te bucuri de ce obiectiv ai tu. Cumva sunt aici, vă dau așa un pic din caz, sunt o categorie de oameni care merg la munte, cei care vor palmares, cei care vor să se bucure de experiență, să se bucure de natură, pentru că natura e o referință clară pentru viața spirituală. Prin ea ne apropiem și prin ea trăim foarte frumos dacă ne apropiem și ne o facem ca prieten sau ca membru a familiei. Mi-aduc aminte când ne spunea într-o urmă de fotbal, există un grad de dificultate, un grad de efort pe care când joci fotbal, când joci, nu știu, când joci cu muntele și urci, îți simți corpul până la o anumită altitudine, după care corpul tău e lăsat în spate și apare voința. Apare o voință extraordinară care a depășit cu mult limitele fizice și deja poți să urci și să urci, să te gândești la tine, la ce vrei tu, la divinitate, la viața ta spirituală, la viața de familie, la orice îți vine să te gândești. Experiență de soare, de munți, de zăpadă, de frig, în ceai fierbinte. Și să faci acest efort, pentru că acest efort te faci prin după aia în mediul social să te bucuri, pentru că poți să faci efort, poți să fii unul din acei oameni care face efort. 2. Îți faci mulți prieteni. Îți faci mulți prieteni de lumea întreagă și prieteni și prietene. Și credeți-mă, te scapă de prejudecăți acești oameni, pentru că când auzi cum povestesc cum sunt religia lor, cultura lor, modul lor de viață, experiența lor, chiar și cu muntele, chiar și în viața lor socială, îți schimbă multe prejudecăți pe care le ai despre. Eu mă vârst foarte mult, eu acum observ, dar vreau să vă arăt, pentru că eu mă magic aici. Dar, hai. Și acești prieteni, după aia, te ajută pe tine să îți dai seama că avem programe mentale multe și judecăm doar după ceea ce am învățat noi, nu și alții. Așadar, e un factor determinant să mergi la munte, să pui întrebări, să cunoști oameni, să te bucuri de prietenii pe care le leagă un munte, o experiență ca muntele. 3. Rămâi în formă. Așadar, dacă mergi la munte, rămâi într-o formă maximă toată viața. Și rămâi în formă pentru că acești oameni care sunt aici la Torong Pass, la 5416 metri, credeți-mă că sunt într-o formă maximă să urce până aici, se bucure de aceste peisaje. Torong Pass este cununia circuitului Annapurna și de aici se coboară, nu mai este alt loc decât cei care urcă
la Annapurna. Întorcându-mă la acest secret pe care îl capeți dacă rămâi în formă, eu stau foarte mult la birou și când urc la munte sau când fac sport, tot circuitul meu intern se ajustează efortului și după aia procesez altfel, lucrez altfel, sunt mai fericit, sunt mai bine, așadar respirația se ajustează, apetitul pentru mâncare la fel, apetitul pentru somnul bun, să dormi bine noaptea la fel. 4. Te purifici la mansardă, te purifici la cap. Urcând la munte, dragii mei, în timpul ăsta vă arăt și ce este în jur. Te purifici pentru că odată cu muntele se liniștește mintea, se liniștește aglomerația mentală pe care o avem, gândurile inutile, gândurile nenecesare, și putem să fim antrenați după aia să avem o minte mai curată, mai organizată. Și asta observați și voi după ce faceți un efort fizic mai mare sau după ce urcați pe munte, mintea voastră va fi curată, va fi ca apa limpede a unui râu de munte care poate să ducă pe orice cale vrea și puterea ta de concentrare și focalizare va crește foarte mult. Asta e pe testate, pe verificate. Și 5, 5, 5, 5, 5, 5. Avem. Stai cu tine. Stai mult cu tine. Ai timp să stai cu tine, să te gândești la ce vrei, să plănuiești ce vrei, să te bucuri de tine, să îți simți corpul, să simți emoțiile, să simți dragostea pe care o ai pentru cei dragi. Și acest stat cu tine e un timp pe care acasă eu lucrez mult, stau mult în mașină în București, e aglomerație. Sunt tot timpul plecat cu mintea către o parte, către o alta, dar când vin la munte, stând cu mine, tare mult mă bucur să am timpul meu, să fiu cum vreau eu, să mă simt cum vreau eu, să depind doar de dorințele mele și să pot să mă organizez după aia în viitor așa cum îmi doresc eu. Așadar, aveți 5 metode pe care, practic, testându-le, o să vă bucurați după ce mergeți la munte și în timp ce mergeți la munte. Am fost pe Kilimanjaro, am fost pe Aconcagua, pe Elbrus, acum pe circuitul Annapurna și pe alți munțișori de la noi din țară, din România. Și vreau să vă mărturisesc că un secret pe care l-am întâlnit și vreau să vă împărtășesc ca cu dragă inimă, așa la înălțime mai pot să controlez foarte bine vorbele. Devii serviabil, devii atent cu ceilalți, pentru că și ei sunt atenți cu tine și te bucuri de zâmbetele lor, de faptul că te servesc un ceai, că te servesc cu o stare bună și te fac să te simți într-un fel pe care după aia n-ai cum să uiți, n-ai cum să îți plece din memorie o așa o stare. Bucurați-vă de natură, bucurați-vă de ce v-a dat sau ce vă dă natura. Hai să coborăm și un pic pe jos să vă arăt ce aici și după aia o să vă las. Și la torul în pas 5, 4, 1, 6, lumea cântă la chitară. Hop! Vă las cu o stare de munte, de bucurie, de oameni. Sper să se audă muzica. Dacă nu se aude, să știți că este muzică orientală, frumoasă.
Oamenii se bucură, sunt fericiți.